ce o dai tot tu? Nu sunt vinovată, doamne ferește. Păi ești vinovată, ba da, în ochii mei ești. Iartă-mă, nu. Hai, fii corect, măcar asumă-ți că ai greșit și gata. Eu recunosc că vorbesc cu cineva. Tu recunoști că vorbești cu cineva? Eu recunosc, da. Tu recunoști? Dar tu nu ești iubitul ei ca să-i ceri ei. Nu știu, eu nu-ți aș da, sinceră să fiu. Un singur lucru te mai ținea departe de Ramona și acel lucru nu mai există. S-a schimbat acum față de Ramona. S-a apropiat de Bianca. Mă simt ca o statistică. Și lucrul acesta o deranjează pe Ramona. Da, Gabi, dar tu o urăști pe ela? Pe ela? Da. A, are momente, mă scoate din sărite. E. Fauleu. Că nu mai știu. Andreea, m-am te-au zis că tu reacționezi la ela cum reacționează Filip la... Oh, deci Ligi. De fapt, ieri m-a scos din sărite. Doamne, doamne. Ei, ce stai chimează să iubești, nu? Nu vă iubiți. Adevărat. Orice spuneam eu, spuneam cumva la general, ea zicea. Da, dar de ce filmează ușa? Așa sunt eu, mai greu de descifrat. Biză. Ai cifru. Cine e la ușă? Intră cineva pe ușă, intră. Cine e la ușă? Cine e la ușă? Cine e? Livian. E surpriză? Da. Da. Concurent nou. O zici că nu te suportă uneori. Cine nu o suportă? Eu sunt mai greu de descifrat. Da, ai cifru, ăla. Ai copiat și tu ceva de la... De la cine? De la Diana. Prietena ta. Faza cu cipul. De la fosta ta. Bă, nu cipul. Dar ce ai zis? Cifru. Ce cifru? Nu știu ce e la cifru. No. Te spăla pe jos. Cifru, nu. Nu, e ăla de la cod. Cifru e... Cod. Cifru, cod. Ce-i cod? Cod. De la SIF, de la... Da. Cod. Cod. Codul e cifru. Poți că nu te suport, auzi, fata. Bine. Ce zic că nu mă suport? Gabi, nu le momente. Nu mă suport? N-ai zis că ești... Bă. Nu, mă scoți din sărite uneori. Unele momente. Dar tu? Nu mă scoți nimic. Ia s-o enervat. Te-ai enervat? Eu ce? Eu ce? Dar de ce nu ai răbdare necesară încât să-i explici tu? Păi da, tu orice, cum i-aș explica, e tot în partea ei, odă. Ela, enter chat, Diana, leave the chat. Left. No, ioc. Ioc. Oh, Gabi, dar-ți ridici sprâncenele și îți încleștezi gura să nu zâmbești. Crede în iubire. Da, vă zic că nu e bună treaba asta cu inima. Puneți-mă cu altcineva, numai cu oricine nu. Cu Livian. Nu. Cu amăgire. Puneți-mă cu, nu știu, cu Berna. Cu Berna, puneți-mă. Ce tu, eu am iubit. Mai bine noi doi. Ducă, nu... E bine că mi-a auză pe ăla. Puneți-mă pe Berna cu Gabi, ai auzit-o iubi? Nu, cu mine, cu mine, în locul lui Gabi. Ah, credeam că cu Gabi. Nu. Da, puneți-mă pe mine și pe Lusa. Ce să vorbesc cu mincinosul ăsta? Noi, eu mincinos? Da, cu ei, îți cu ce suntem mincinos? Ce bine. Că ai spus că nu mi-ai luat ochelarii, dar mi-ai luat. Dragostei. No. Gabi, când o să pleci acasă, cine o să-ți fie? Cu ciordele. De Ela sau de Diana? De toată lumea. Livian, când o să pleci acasă, de cine o să-ți fie dor? De Ela, de Ligi sau de Ramona? Păi întreabă-l. Sau de Bianca cel mai dor? Pe bune? Păi întreabă-l. Dar ce-o întreba? Că de, când o să pleci acasă, de cine o să-ți fie cel mai dor? De Ela sau de Diana? Ce întrebare? Mă, se răsu așa, ca și cum. Dar și care crezi că e răspunsul? De mine, normal că de mine, cine-l mai necăjește, cine-l mai energează, ce e greu de descifrat. Logic, nu? Da, de Marcu, Diana... Nu, Marcu, Tita, Diana, Maria. N-ai, nu. Acum, sincer, n-ai ce să zici. Ce-am zis așa exagerat? Nu ți-am făcut... Parcă mai aștepta Diana să audă vreo două, trei vorbe între voi. Nu, mai are ce. Nu, mă, dar e mult mai ok, adică să nu... Normal, măi, mai liniște. E mai mult, mai bine îi tai orice aia, nu o mai bag. Numai că nu-mi place să le mai fac că... Zip, urlă, mai bine să mă duc eu să aplanez situația decât să ajungă prea departe, știi? Da. E mult mai ok așa. Ai zis, Livian, tu că strălucesc tot sau ceva de genul. Da. Că de fapt nu strălucește nimic. Așa, asta credeți voi în capul vostru, e adevărat. Noi strălucim. Nu vreau să... nu înseamnă că și străluciți cu adevărat. Mâine o să-mi pun... Mâine o să-mi pun mai sclipici pe mine. Să strălucesc din capul. Livian, trebuie să strălucim în ochii cui trebuie, nu în ochii tuturor. Corect. N-ai cum, pe pământ sunt oameni care te plac, sunt oameni care te displac.
E foarte firesc și e foarte natural și nu e de condamnat că oamenii care ne displac trebuie puși la zid. Nu, ne interesează părerea lor și mergem mai departe. Adevărat, fetelor. Dar noi știm din ce motive ai spus tu că strălucim. Noi trei înțelegem foarte bine. Dar eu sunt lumina. Diamantul strălucește și fără... Tu ești Omida. Niciodată. Știți eu? Omida. Omida. Budurugă. Da. Renate, a lăsat mireasa. Oare când o să izbucnească iar furtuna? De pe Bosfor. De Ligi și Bern. De grabă, no. Bianca nu prea vreau. Sunt de pe mare. Cât mai durează? Mi s-a luat foarte. Vezi că tot e atac. Păi nu știu că văd că... Da, văd, între noi e furtuna. Văd că... Văd că Bern... Corect, nu. Am văzut mai mult Ligi. Ne mințim ca la metrea. O fisoare, dar nu-l văd. Ai dispăgata cu cântat. Bianca! Ce-ți cei? Ai zis că nu știi când izbucnește. Nici eu nu știu că văd că Ligi dă paș la Berna, dar Berna e mai decât o săgeată, nu strălucește. Ba, bravo, Mar. Liviane! Am observat asta. Unde ai spus? Ia tu zi, mă, când am dat eu săgeată. Berna că râde la glumele lui Luigi, se bagă în seamă cu ea. Asta nu. Eu mă bag Livian, în seamă cu ea. Livian, asta-i spuneam eu lui Livian. Dar nu se sură. Degețile de Livian. Adică dacă ai ceva îi spui. Livian, asta mă bag în seamă cu ea. Livian. Nu mai dați așa, că nu mă bag în seamă. Băi, Berna, tu înțelegi ce zic eu? În sensul că nu mai e nimic cu ea. Că nu mai am nimic cu ea, asta nu e băgare de seamă. Nu băgare de seamă. Nu, băgare de seamă. Cum se numește? Ligi. Adică nu că nu mai ignori ca înainte. Dar stai un pic, hai să vedem cum a perceput-o Ligi. Ligi, ai perceput-o ca băgare de seamă sau ceva? Nu, mă, dai mai spune, uite, Ligi nu știu ce sau nu știu ce, adică... Vorbesc cu ea. Vorbește, da. Da, da, stați da. Un picuț, stalo, stați să ne auzim. Încă e ciurece cu ea. Păi, dar la cât eu zic? Să aveți supăr. Eu făcut da. Ce? Dacă vede în început, măcar să fie... Păi, dar ce? O înjurat, o aruncat, o... Nu, dar a fost destul de rece cu ea și de-aia... Nu pot să uit, Bianca, eu nu pot să uit. Dar nici eu nu pot să uit, doamne, dar cum suntem într-o casă, trebuie să fim oameni. Dar nu ți-o zis nimeni să pui, să-ți pui mâna la gură sau că tu nu mai ai dreptul să vorbești. Cine ți-o zis așa ceva? Nu, dar și ieri când vorbeați era un pic acid așa și Filip vorbea mai... pe calm, așa, și iar a început un pixel. Nu știu, vi se pare. Da, tu ai început. Așa puteți să mă înțelegeți tonul sau nu știu. Acum, de ce i-au zis că noi nu strălucim? Da. Nu se referi la voi. Nimeni, nu că voi special. Azi că nimeni nu strălucește, nu că voi. Ați zis că voi patru străluciți sau trei care erați acolo. Da. Și ați zis că noi nu strălucim. Așa, la noi s-o referi, nu la restul tot. La noi patru... Ai zis de noi care au fost de la început, no, el Lipian și... Andreea Pirui, am vă dau dreptate. Ai fost și tu situație, da. Nu, că știu că așa au fost. Nu, știi care-i treaba? Nu, a spus că nimeni nu strălucește. E asta, Berna, m-a referit la toată lumea, nu la voi, patru, la voi, trei, la... Hai, mă, lăsați-mă, Doamne, ferește-l mai nimic. Cum zice Berna, ceva cum tăți spun groape. Dar ferească Dumnezeu, am spus clar că nimeni nu strălucește, nu că voi trei, că putea să zic voi trei, voi patru, voi trei. Vorbesc cu oamenii care pot... Nu, ea vrea să o dea la general, dar de fapt nu era la general, că n-am cum dacă vorbesc. Bine, am zis că de fapt nimeni nu strălucește. Poate tu, eu vreau să cred că strălucește. Dar de ce n-a simțit nevoia să spună Ramona, Diana, Bianca? De ce nu vreau? De ce nu au spus înainte? Ela, de ce nu simți nevoia? În fine, Livian, vezi, deci nu mă interesează. A fost o glumă, nu trebuie să ne aprindim. Dar eu nu m-am aprins, eu nu s-a aprins deloc. N-au zis voi, n-au zis... Nu ne interesează. Chiar nu am chef. E ceva ce nu pot să comentez, îmi pare rău. Mi dispiat. No, dacă mă înțelegeți ce vreau să... Nu am să comentez. Măcar au început să facă pași. Care cred că strălucesc, știți? Da. Aia se atacă care cred în căpul. Eu nu cred, eu chiar strălucesc. Strălucesc, adică doar eu știu cel mai bine evoluția. Adică eu dacă știu că strălucesc și lumea mă crede că strălucesc, nu mă atac, n-am de ce, că nu mă interesează. Dar când știu că doar eu mă cred că strălucesc, da, mă atac pentru că... Da. Dar noi le-a lăudat, că el a zis. E o părere. Dar noi nu le-am lăudat. E că zic afară. E, nu. Toată lumea se laudă. Hai, lăsați-mă cu vrăjala. Lasă când la microfon. Iubirea mea. Da, iubiricule. Te iubesc. Și eu te iubesc. Vreau și să cânt la microfon, dar l-a dus Ramon afară. Da? Da. Și ce faci tu, ești bine? Ha, 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 ce tare. Ramona! Da, sunt bine, iubiricul meu. Mamă, ce-a aspirat-o Ramona pe Daia. Ramona! Mi-a plăcut. Ramona! De ce dormi? Da. Nu te-am zis mai devreme. Ce ai zis de Miral să-i spus ceva? Ce ai zis? Am și cântat. De Miral să-i spus ceva, nu te-am zis. Mai repetă, te rog. Ce ai zis? Mireasa mea? Ce, mă, Ligi? Nu. Ai spus de Miral să... Am zis că te-a părăsit Mireasa, a fugit Mireasa.
Da. Ia uite, ia uite soarele, ia uite. Uite că a fugit mireasa, ce ai făcut? Te-a lăsat gata? Ia uite soarele. Soile. Dacă n-am avut o nașă care să organizeze. Renat, soile. Treaba cum ma soile. Ia uite soarele. Nașa doarme. Păi îți dai seama că n-am mai vrut nuntă. Ce facem aici? Ramonul, dar în microfon mai e ceva, nu? Doamna! Trezirea! Păi n-avem voie să dormim, mai este la puterea dragostei, nu trebuie să dormim. Dar te-am lăsat. Am luat ușor, 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 până mi-am dat drumul. Daram, daram. Dar ce dormeai. Dar ce mi-a plăcut fost. Ești nesimțită. Păi da, mă speriai din... Și atunci când ai venit să mai trezi la hotel, la fel. Gabriel. Gabițu. Gabriel. Come here. Au. De ce? Au. Ior. Pedeapsă pentru Diana. Hai să vă să ghicesc. Cuela. Nu știu, mai gândesc. Șoricelele, ce faci? E bine, Naș. Am adormit, aici, Gabi. Aici, Naș. Am adormit și m-a speriat Ramona. Să vadă, mama. OMG. Haide, Gabi. Te aștept. Ești vinovată, de ce o dai tot tu? Nu sunt vinovată, Doamne ferește. Păi ești vinovată, ba da, în ochii mei ești. Iartă-mă, nu. Hai, fii corect, măcar asumă-ți că ai greșit și gata. Eu recunosc că vorbesc cu cineva. Tu recunoști că vorbești cu cineva? Eu recunosc, da. Tu recunoști? Dar tu nu ești iubitul ei ca să-i ceri ei. Nu știu, eu nu ți-aș da, sinceră de să fiu. Un singur lucru te mai ținea departe de Ramona și acel lucru nu mai există. S-a schimbat acum față de Ramona. S-a apropiat de Bianca. Mă simt ca o statistică. Și lucrul acesta o deranjează pe Ramona. Da, Naș, ce pedeapsă? Tu ești mai prietenă cu el. Ce pedeapsă, Naș? Trebuie să mergi pe flotări peste Ela. Flotări? Nu le fac. De ce? Nu poți? Dar cine a zis să o pe fată? Ce? Cine ți-o zis? Faci flotări, frate, nu te dai la ea. Tu asta te-ai gândit, frate. Vrea mai mult, fate. Ia peste. A, vrei mai mult? Nu, bun, atunci a sărut-o. Îmi urdăresc. Ceva mai palpitant vrea. N-ai înțeles. Ia să te urce, să se urce peste tine. Ela, nu. Ba da, Ela. Pe oricum o să vedea Andreea când vine, așa că... Mă, ia să stea pe spatele meu? Da. Haide, nu, că te rup. Cum a stat Diana cu Filip? Păi da, are 100 de kg. E, hai, dai că azi, că tu râzi cu 300, nu ți-e greu. Hai, odată. Auzi, că ai 100 de kg. Haide, mă, el, odată, trebuie să mă rog de voi. Tu orice pedeapsă mi-ai dat, am făcut-o, hai. Da, păi pe lege. Păi hai tu. Păi cu tine o doare, sau... O doare, indiferența ta. Păi trebuie să o doare. Ce crezi, după aia zice lumea că nu sunt corectă? N-are cine. Păi dă-i greu. Așa o doare... Hai, mă, pune-te! Bă, la stai cum trebuie! Hai, că la Livian te-ai pus călare, tu, ca la cal. Amintește-ți cum te-ai pus. Amintirile mă chinuie. Vezi că nu uit. Vezi că e de aia, îi pare bine când vei câte o pedeapsă asemănătoare. Hai să văd pe ăla. A, nu, nu. Stai, eu vreau să fac cum uite că am văzut, iar nu ești corect, vezi? La Livian te-ai pus așa călare, ca la cal. E, acum nu pot să mă dorm. Am făcut febră musculară. E grea, e grea pe bune. Ela, sau l-ai văzut mai slab, pe de-a putere. Sau n-ai tu... Uite, vezi, instinctul sportiv în tine.
Livian! Ascunde-te, ascunde-te, ascunde-te. Livian! Hai ca ai pedeapsă! Cu cine? Nu fac nicio pedeapsă, fac dacă vreau. Bă, Bianca, ai lovit-o! Bă, dar nu-i vrut să danseze ea! Stai, stai, stai! Haide! Cine are pedeapsă? Eu de ce am pedeapsă? E pedeapsa mea asta, Livia! Pedeapsa Ramonei, dansezi cu ela! Pedeapsa Ramonei? Da! Dai seama! Da, vreau să vă zic ceva foarte important. Livian s-a luat cu parfum, că vreau să apar. Haide! Ioi, te-am prins. A, da, hai, Livian! Hai, afară! Hai, că dansezi cu el. Eu nu fac pedeapsa. Bine, o să așa zic eu, Livian, să nu o faci. Că eu n-am greșit, nu fac. Da, bine, dar și el a fost victimă colaterală cu Gabi. De ce a acceptat? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.